Ideea de a ajuta persoanele fără adăpost i-a venit Svetlanei acum 2 ani, dar se pare că ideea a prins și cu fiecare ediție reușește să mobilizeze tot mai multă lume și să acumuleze tot mai multe lucruri. De fapt, ne-am propus colectarea haine, produse de igienă personală, conserve, prafuri de spălat. Ei sunt cei mai defavorizați. Nimeni nu le atrage atenție. Donațiile pot fi aduse absolut de toată lumea, toți cetățenii care vor să dea o mână de ajutor sunt așteptați. După ce anunțul despre campanie a fost postat pe rețelele de socializare, studenții s-au arătat cei mai receptivi. Deși sunt încă tineri, vor să demonstreze că pot fi solidari și utili pentru societate. Eu cred că anume acești boschetari au nevoie de acest ajutor și chiar e foarte bine că cineva se ocupă cu așa o organizare, că ei au nevoie, într-adevăr, și mai mici și mai mari, care stau într-adevăr și în gheață, haină călduroasă, mâncare poate caldă chiar. Sunt unii chiar bătrâni care stau și se uit cu jal la alte persoane care mănânc și nu au posibilitate și într-adevăr au nevoie de hrană, de un adăpost. Am adus produse alimentare, haine și unele produse pentru igienă. Consider că ei vor beneficia de aceste lucruri, astfel și noi ne vom simți mai bine știind că am putut aduce cuiva zâmbetul pe față. Chiar dacă problemele financiare îi copleșesc, oamenii sunt gata să dea o mână de ajutor. De fapt, societatea este foarte deschisă. Problema este că este puțin informată. Cum poate să ajute acești oameni? Unde se pot adresa pentru a face donații? În acest an chiar avem foarte multe contactări de la cetățeni și chiar de la persoane juridice, o rețea de magazine de prafuri de spălat, produse pentru igienă personală, ne-a contactat și vrea să doneze centrului tot de ce ar avea nevoie. Campania O haină pentru un om al străzii se va desfășura până pe 15 februarie. Toți doritorii de a contribui se pot apropia zilnic între orele 14 și 16 la sediul Ligii Tineretului din incinta Academiei de Studii Economice. La finalul campaniei, toate bunurile colectate vor fi oferite centrului de triere, unde se adăpostesc peste 50 de oameni ai străzii.